seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, cu zâmbetul pe buze vă salut din platoul Așadar, așa nu și tot, cu zâmbetul pe buze îmi salut și invitatul din această seară, Bogdan Benea, fashion designer. Bună seara! Bună seara, Cornel! Ce faci, cum ești? Excelent! Mulțumesc pentru invitație! Ești all black, înseamnă că nu o să fii indulgent astăzi? Astăzi sau merg, rămâne să vedem. Astăzi merg pe o zonă mult mai sobră, așa, mai sobră. Da, deci asta înseamnă că o să dai numai nu-uri. Sau nu știi? Nu. Bun, chiar vrei să călătorim? Călătorim. Haide să mergem. Iubitor de frumos, astăzi mergem în epicentrul modei italiene, în frumosul Milano, pentru un eveniment dedicat sustenabilității în modă. Pășim pe scările Teatrului Scala din Milano, alături de celebrități la Sustainable Fashion Awards 2024, eveniment care aduce în prim plan de la excelență în maestrie până la incluziune prin acțiunea climatică, capitalul uman și impactul social, dar și recunoașterea noilor talente. Cele trei ediții acestui eveniment a dus pe covorul albastru de această dată frumusețile momentului, printre care se numără și Mădălina Ghenea, care a purtat această rochie cu paiete albe, spatele gol și o mini trenă. Apariția a mai fost completată și de un șal din pere, o pereche de sandale argintii, dar și de mai multe bijuterii cu diamante. Ce părere ai de momentul ei de covor albastru? Este unul potrivit pentru așa da, pentru așa nu, așa și așa, să știi că nu ai foie. Am înțeles. Mi se pare o ținută superbă. Albul în contrast cu albastru e superb. Îmi place că ne aduce aminte de Old Hollywood și cred că se potrivește perfect și cu tematica, cu sustenabilitatea. Deci așa da. Am început bine. Deși tu ești negru, ea în alb, dar am început bine. Da. Dar sunt de acord cu tine, o apariție spectaculoasă. Recunosc, mi se pare machiajul puțin cam strident, cam închis. Prea puternic pentru tot ceea ce înseamnă albul din partea de jos. Ea este de o frumusețe răpitoare. E trebuie superbă. Să recunoaștem acest lucru. Șalul, iarăși, mi se pare că o completează foarte, foarte bine apariția ei. Faptul că avem o mini-trenă, iarăși, îmi place mult, pentru că merge ușor în zona de recalitate. Toate bune și frumoase acolo, așa da și din partea mea. Pe lista invitaților am regăsit-o și pe actrița Kelly Rutherford, care a preferat acest ansamblu din două piese creat de o casă de modă din Italia. Actrița defila pe covorul albastru în acest top cu mânești bufante și în această fustă maxi tip coloană. Construcția stilistică a mai compus o pereche de cercei statement, dar și o geantă de mână argintie, motiv pentru care primește așa da sau așa nu. Oh. Grea alegere. Foarte grea. Îmi amintește de un exercițiu din anul întâi din cadrul facultății. Așa. De modă. Oribil. Oribil. Arată ca un sac de cartofi. Așa. Doar că nu e tip plasă. Nu e tip plasă. E ceva foarte nepotrivit. Cerceia aceea, make-up-ul, părul, geanta nu mi se pare de red carpet deloc, adică contrastul auriu cu argintiu, nu, așa nu. Ce deci, ai fi schimbat? Oribil. Ce ai fi făcut în locul ce aș fi făcut? Ei, da. Aș fi tăiat acasă. Mânecile acelea. Pe lângă așa, asta, pe lângă aș fi tăiat mânecile acelea. Da. Și probabil că arăta mult mai bine, mult, mult mai bine, dar mi se pare că îi scurtează corpul, îi scurtează cumva mânecile, mâinile, capul arată foarte mic, corpul arată foarte mare, foarte ciudat, foarte ciudat și ca proporție, dar și ca design. Nu aș recomanda să se îmbrace nimeni așa. Așa? Nu. Așa nu. E o ținută destul de ciudată, mai ales că este relativ plată, adică nu mai vedem nicio formă, nu mai vedem nimic în afară de volumul de la mâneci. Mie, în schimb, îmi plac cercei, dar cam atât. Părul, pot să înțeleg de ce l-a aranjat așa, să meargă pe ideea de liniștit, cum este și partea de fustă și de top, dar cam atât. Geanta mult prea mare pentru covor roșu. Și am mai zis, dacă nu este o geantă statement, care e din filmul ținutei, mai bine o lași în spatele fotografilor, îți faci poza și apoi mergi cu ea. Dar, într-adevăr, cred că și pe mine mânecile mă deranjează cel mai mult în cazul de față. Mi se par că adaugă un volum inutil acolo și nu cred că este cazul. Așadar, și din partea mea primește un așa nu.
De la acest eveniment nu putea lipsi fashion editorul Ana Delorusso. Ana Delorusso, care a optat pentru două case de modă. Una din Paris, pentru bijuterii, și una din Marea Britanie, pentru rochia neagră cu fantă rotundă. Părul liber este deja semnătura ei, iar din partea ta primește așa da sau așa nu. Grea alegere. Foarte grea. După cealaltă ținută vine asta, care este neagră. Deci e o siluetă de siguranță. În I. Deci este o siluetă în I și totuși așa da. Adică arată foarte bine, arată excelent. Și crăpătura de pe picior, ciorapul tip lasă, superb. În schimb, make-up-ul mă deranjează, bijuteriile. Aș fi vrut un pic mai mari să fie, clar. Deci, să meargă în zona de over. Da. Să meargă în zona de grunge, să meargă pe o excesie a grunge-ului. Și părul aș fi optat pentru altceva, deci părul nu arată bine. E semnătura ei, așa o vedem peste tot. Într-adevăr, dar pentru această rochie atât de simplă și atât de sexy, trebuia totul să accentueze cu ceva, să vină, să pluseze. Mi se pare că e bine, dar nu foarte bine. Se poate și mai bine. Se poate și mai bine. Și primește? Așa da. Așa da. Un exercițiu scurt de imaginație, prindem părul la un foc foarte lejer la bază, ar fi arătat mai bine, dar chiar și nu-mi displace. Mă bucur că a optat pentru bijuterii mari. Sigur, ar fi fost ideal dacă erau și mai voluminoase, pentru că avea mult negru acolo și ar fi putut să umple acel gol. Pot să înțeleg opțiunea ei pentru bijuterii, pentru că la un moment dat, în zona decolteului, sigur, trebuiau mascate mai multe chestiuni, dar arată foarte bine. Arată foarte bine, îmi plac ciorapii slab, plasă în cazul de față, încălțările la fel, mai ales ca un vârf acolo spectaculos. Am văzut de altfel tot momentul în care ea s-a îmbrăcat și s-a pregătit și a fost unul cât se poate de spectaculos, iar rezultatul s-a văzut pe covorul albastru, de urmare așa da și din partea mea. Pe covorul albastru, cum spuneam, a mai pășit grațios și frumoasa Olivia Palermo, care a preferat această rochie albă cu decupaje, corset plisat și o fustă drapată. Elementele care au dus un plus de strălucire au fost brățările mari, accesorul de la rochie, dar și colierul cu cercei. A fost apariție de așa da, de așa nu. Oh, superbă rochie! Olivia e frumoasă. Da. Lăsăm frumusețea deoparte, este subiectivă. Discutăm vestimentația, styling-ul aici. Rochia este superbă. Deci dacă își punea doar rochia, arăta superb. Fără cercei, fără brățări, fără acel colier și fără geantă. Deci doar rochia simplă arăta superb, arăta senzual, arăta sexy, arăta cumva. Așa mi se pare că e prea mult... Prea ca la țară. Prea ca la țară, sincer. Și sunt o persoană de la țară. S-ar potrivi în peisajul de la mine de la țară, dar nu pe covorul albastru. Am înțeles. Deci așa nu. Așa nu. Recunosc că îmi plac accesoriile, cel puțin cel din jurul talii îmi place foarte mult. Geanta ar fi trebuit să renunțe la ea. Și dacă ar fi renunțat și la cercei. Ori cercei, ori colierul, pentru că sunt prea apropiate și la fel de mari. Pot să înțeleg că sunt dintr-un set, dar acum setul nu se mai prea poartă, adică a trecut vremea. Ori păstra colierul, ori păstra cercei, dar e destul de, se întâmplă prea mult acolo în zona, în partea de sus. Dacă dăm bijuteriile la o parte, atunci primește așa da. Dar pentru că avem mult prea multe și nu știi la ce se trebuie, că de fapt asta e marea problema. Avem prea multe centre de interes. Că-ți vine să te uiți la accesorul din talie, îți vine să te uiți la colier, îți vine să te uiți și la cercei. Și pe deasupra mai ai și crăpătura unde ai vrea să te uiți, dar mai ai și geanta care iarăși atrage atenția și se întâmplă prea multe acolo, astfel că și din partea mea să formească un așa nu. Lista de astăzi este încheiată de frumoasa Doina Ciobanu, care a preferat o reinterpretare a costumului popular românesc din două piese. O ie cu fustă și o maramă tradițională din broderie de mătase veche de peste 100 de ani, pe post de curea, dacă vreți. Pentru partea de îngălțăminte, i-a optat pentru o pereche de sandale italienești, iar calificativul pe care îl primește din partea ta este așa da sau așa nu. E superbă. Sincer, nu mă așteptam să reușească un styling atât de tradițional, dar totuși atât de modern. Arată excelent.
clavicula, cum se vede, gâtul, maxilarul, părul, deci totul este foarte atent studiat. Și îmi place că a reușit să formeze un astfel de styling. Inclusiv ce văd în talie și căderea, drapajul acela, mi se pare foarte sexy și uite, o să iei ceva țărănesc, să pui în modernism și să arate excelent, contemporan, pentru zilele noastre. Deci așa da, arată așa superb. Am citit povestea din spatele stylingului, iar Marama a luat-o tocmai pentru a masca semnele de vechi pe care le are rochia și fusta și atunci cumva așa a ieșit acest styling care este foarte, foarte frumos și îmi place și mie enorm de mult. Și o dovadă bună că ea românească poate fi reinterpretată cât se poate de corect, mai ales în cazul de față vorbim că e originală, unde creditul deja este dat poporului român, dar într-adevăr o apariție spectaculoasă, mă bucur că a optat pentru o pereche de sandale, arată foarte, foarte bine, nu mi-ar fi plăcut cu stiletul, pentru că erau din alt film, dar sandalele chiar funcționează în cazul de față, machiajul potrivit, buzele roșii, părul ușor messy, dar totuși prins și aranjat cum trebuie, un mare așadar, și tu vei primi una, așa dacă ai fost alături de mine și abia aștept să ne reîntâlnim. Mulțumesc și eu, Cornel. Cu mare drag. Doamnelor și domnilor, atât din platoul Așa Da, Așa Nu, să aveți o seară spectaculoasă!